lungul timpului, prezentatorul TV și pilotul de curse Cătălin Cazacu a cucerit inimile unora dintre cele mai sexy și mai dorite femei din showbiz. Dar, până în prezent, niciuna nu a reușit să-l aducă în fața altarului. Cu toate că cererile în căsătorie au existat și nu au fost deloc puține. Băiatul rău din Timișoara crede că unul dintre motivele pentru care femeile sunt atrase de el este stilul periculos de viață pe care îl are datorită sporturilor extreme practicate, fiind constant aproape de moarte, fapt care îl face să simtă că trăiește. Iar ele, cu cât ești mai viu, pot simți asta, spunea chiar el într-o postare pe blogul său. În urmă cu 12 ani, Cătălin Cazacu o întâlnea pe cântăreața de muzică de petrecere, Nicoleta Delinescu, cea care l-a făcut și tătic. Prezentatorul TV a apărut în viața ei la un an distanță de la pierderea prematură a soțului, care i-a murit în brațe. La câteva luni de relație a urmat și cererea în căsătorie, dar cântăreața a fost reținută. Relația dintre cei doi a durat 5 ani și s-a stricat cu puțin timp înainte să apară copilul în viața lor. De dragul copilului, cei doi au rămas în relații bune. Printre cuceririle lui Cătălin Cazacu s-a numărat și Dana Neacșu, alias DJ Hara, dar relația lor nu a rezistat, căci sexy DJ-ița i-a dat papucii într-o conversație telefonică după ce a aflat că a fost înșelată. Nici în ziua de azi nu suntem lămuriți care au fost sentimentele lui Cătălin Cazacu pentru DJ Hara, căci, din punctul lui de vedere, au existat doar tatonări. Prezentatoarea Maria Simion avea să-i cucerească din nou inima lui Cătălin, dar, ce este interesant, exact ca în multe dintre relațiile anterioare, cei doi s-au cunoscut într-un moment greu din viața ei, după încheierea unei căsnicii de 14 ani. Între cei doi a fost o dragoste mare, pe care au simțit nevoia să-și o declare, făcându-și tatuaje similare. La nici 6 luni, Cătălin Cazacu a cerut-o în căsătorie pe Maria Simion în cadrul unei cine romantice în Dubai, oferindu-i un trandafir roșu ce avea un inel cu diamante. Deși în sfârșit păreau să bată clopote de nuntă, Cătălin și Maria s-au despărțit în preajma zilei îndrăgostiților după 2 ani de relație. Dacă vi se pare că aveți un deja vu, Cătălin Cazacu a apărut în viața Denisei Tănase după ce artista ieșise dintr-un, ați ghicit, divorț, semn că prezentatorul TV știe mai bine decât oricine cum să aline durerea din sufletul unei femei. De-a lungul relației, cei doi au fost destul de discreți, dar se vedea cu ochiul liber că trăiesc o dragoste ca în povești ce s-a sfârșit la 8 luni distanță. Denisa Tănase și Cătălin Cazacu sunt prieteni și în prezent. Unii dintre voi știți, poate, despre relația cu năbădăi dintre Cătălin Cazacu și Brigitte Sfăt, care s-a consumat în perioada în care Brigitte luase o pauză de la căsnicia cu Ilie, după ce acesta o înșelase în nenumărate rânduri. Idila a debutat în secret după ziua ei într-un club și s-a consumat în spatele perdelelor trase. Nici de data aceasta nu avea să dureze prea mult, mai ales că prezentatorul TV părea să nu fie implicat emoțional, iar Brigitte a fost extrem de deranjată când în presă au apărut pozele cu ea dezbrăcată pe care i le trimisese pe telefon lui Cătălin Cazacu. Femeia cu care Cătălin o traducea pe Brigitte Sfăt este nimeni alta decât creatoarea de modă Ana Roman. Relația dintre cei doi a durat câțiva ani și a fost una cu năbădăi, cu certuri și cu împăcări, dar și cu o cerere în căsătorie. Relația s-a încheiat pentru că prezentatorul TV i-a făcut ochi dulci cântăreței Cream într-un show TV. Cătălin Cazacu s-a iubit un an și cu prezentatoarea TV Ilinca Obădescu, separarea dintre cei doi fiind inevitabilă, fiind pusă pe seama incompatibilității dintre cei doi, motiv pentru care au ales să meargă pe drumuri diferite. Cea mai proaspătă relație a lui Cătălin Cazacu, care a luat prin surprindere pe toată lumea, este cea cu buna lui prietenă de prea mulți ani, Ramona Olaru, la fel de ursoaică cum e și el, așa cum o descria în urmă cu puțin timp. Cei doi se pare că sunt împreună de o lună și jumătate, chiar dacă paparații i-au surprins abia recent pe străzile din București. În luna iulie, pe când era invitat în emisiunea
emisiune am avut flair să-l întrebăm dacă Ramona ar putea să-i fie pe plac. Ce a răspuns prezentatorul? Vecina Ramona. Vecina Ramona. Ramona chiar e vecina mea dintre prietenele mele bune. Da, chiar. La fel ca și mine, n-are noroc în dragoste, nu știu ce să zic. Măcar ea s-a căsătorit, a luat-o cineva, pe mine nu mai ia nimeni, aici ar trebui să... De unde ești? Pupla. Păi a fost căsătorită. Păi bun, și pe tine de ce nu sunt ea? Păi judecând la ziua de azi, nu m-a luat nimeni până în momentul ăsta. Întrebat dacă ar lua-o pe Ramona acasă, Cătălin Cazacu era decis încă de pe vremea când cei doi erau doar prieteni. La mulți ani și în rest luăm. Ce mai, în cazul aici sunt... Ce să... Cei doi nu locuiesc momentan împreună, dar se văd des și nu se sfiesc să se afișeze împreună la evenimentele mondene. Veșnic îndrăgostit și cu un real succes la femei, Cătălin Cazacu mărturisea, pe vremea când încă era singur, că își dorește să se căsătorească. Să fie de această dată relația cu Ramona cu noroc, doar timpul va putea să se pronunțe. Chiar îmi doresc să ajung cu șaiba pe mână. Da, mă, dar una e să-ți dorești și alte... Nu, stai un pic. Diferența este că eu am zis că dacă o fac o singură dată. Domnul avocat, nu că ar fi fost multe divorțuri la lucru, și, dar nu prea ești specializat în divorțuri. Văd că e bad boy, eu nu văd să fiu un băiat rău acum. Nu ți se pare, dați-mi nu? Voie să fiu... Ba chiar un băiat bun. Eu chiar un băiat bun. În primul rând că este timișoran, că este de-al meu și în al doilea rând eu nu-l văd un băiat rău, e chiar un băiat foarte bun. Îl știu, e super, un super băiat ok, nu deranjează pe nimeni, nu are datorii la bănci, la cămătar, nu știu. Adică de la ce... fete, nu are nicio datorie. Da, nu n-am văzut să urle vreo una după el că a plecat cu... Exact. Cu bocheluța da. Plină cu deci, dolari. E un băiat super ok, care își vede de treaba lui, își face meseria foarte bine, deci... Eu am un dubiu aici că e băiat rău. Eu zic că e un băiat bun, da? Acum, mă rog. E foarte probabil bun că... la drifturi. Nu, nu. Fetele care n-au fost văzute de Cătălin Cazacu îl consideră rău că nu s-a uitat cum trebuie. Spun eu că asta e treaba, nu? Băi, deci nu cred că te-ai uitat unde trebuie. Răule, n-ai păpat tot aseară. Nu? Acum, deci, ați văzut că vin fetele când se mai ceartă cineva și spune de ăla că e nu știu cum, că e nu știu ce. N-am văzut-o pe niciuna să vină să spună de el că a făcut ceva, a sărit calul, a da. Plecat cu argintăria după el, a uitat curentul deschis și apa deschisă. Adică am văzut că totuși s-au terminat relațiile ok. Acum omul nici nu se poate călugări și merge la urmă. Toată lumea își caută până la urmă iubirea și o va găsi și el. El la e foarte moment. Interesant că el o caută și nu e perseverent. Da, e căutător, dar e cu totul altceva. Mare lucru în viața asta să fii perseverent. Mulțumim, Cristian Sârbu. Dacă cumva se căsătorește Cătălin Cazacu cu Ramona Olaru, eu propun ca la nuntă să cânte Brândușa Covalciuc Ciobanu. Muzica, maestro!